artiștii români vor cânta la Parlamentul European, gratis. Dar asta nu este o problemă, vor doar să scoată un hit la care să ia aminte cei de acolo. Supărați că îi câștigă mult mai puțin decât colegilor din Europa, vor să convingă Parlamentul European să-i ajute. Nu se mai poate așa alegere de la București, îi lasă lefter la 3 luni după ce scot un hit pe piață. Cunosc foarte mulți autori care la un moment dat aveau succes foarte mare, erau în topuri chiar numărul 1 și care acum au fost nevoiți să plece din țară pentru că efectiv mai au din ce să trăiască. Supărați că venitul unui artist român nu se ridică nici măcar până la jumătatea venitului unui artist european, mai mulți cântăreți și actori români au decis să ridice problema în Parlamentul European. Sunt multe probleme legate de drepturi, legate de pensii, legate de accesarea unor proiecte, legate de încadrarea artiștilor într-o categorie socială mai specială, nu în acea de prestator de servicii. Inițiativa este foarte ok să aduni atâția oameni de televiziune, de autori, compozitori, interpreți, scenariști la un loc. Fiecare își va spune păsurile, fiecare va spune unde crede el că se pot face modificări sau se pot aduce îmbunătățiri. Ne putem întoarce cu siguranța că Comisia Europeană a înțeles foarte bine problemele din România vis-a-vis de drepturile de autor și, în general, drepturile artiștilor. Și ne putem întoarce cu o experiență frumoasă. Acolo vor vorbi oameni importanți din industria europeană, muzicală, de unde poate ne vom inspira foarte mult și noi. Connector, Laurențiu Duță, Andreea Bănică, Gheorghe Turda, Alexandru Arșinel, Stella Popescu, dar și alți artiști români vor merge pe 19 iulie la Bruxelles. Artiștii români speră că după ce va auzi Europa, vocea lor va fi mai clară și la București.